Tânăra din Târgu Neamț a ajuns în județul nostru în interes de serviciu, iar una dintre opriri a fost la Fălticeni. Aici a intrat într-un magazin pentru a încasa bani și comenzi, lăsând mașina de serviciu, un Fiat Panda, neasigurat și cu cheile în contact. La așa invitație, așa răspuns. În scurt timp, tânăra și-a văzut mașina pornind în direcția orașului Dolhasca, astfel că nu i-a mai rămas decât să declare furtul la poliție. Cercetările pentru identificarea autorului furtului și recuperarea Pandei buclucașe vor continua, însă polițiștii recomandă cetățenilor să-și asigure bunurile și autoturismele în orice condiții și pentru orice perioadă de timp, pentru a preveni astfel riscul de a deveni victime.